Recunosc că am o slăbiciune specială pentru aceste tarte portugheze cu ou și vanilie, acum mi-am făcut curaj să le încerc și acasă. Vă invit și pe voi să le gătim împreună. Sunt pasteis de nata, tartele emblema ale Portugaliei. Sunt delicioase și aromate. Le pregătim împreună. Să începem! Pentru aluat, am pus în bolul mixerului 290 de grame de făină cu un sfert de linguriță de sare și 210 ml apă rece. Am mixat totul până se transformă într-un aluat omogen. Dacă folosiți pentru mixat robotul, vă recomand să folosiți paletele spiralate și să mixați până aluatul începe să se adune de pe pereții bolului, iar compoziția e destul de moale și lipicioasă. Nu vă speriați, așa trebuie să fie. Am scos aluatul din bol pe suprafața de lucru bine înfăinată în prealabil. Pentru a scoate mai ușor aluatul, recomand să folosiți un scraper dat anterior prin făină. Dat fiindcă această compoziție este așa moale și lipicioasă, această unealtă ne ajută să manevrăm totul mult mai ușor. Tot cu scraperul, încerc să dau o formă pătrată cât de cât aluatului, modelând cu atingeri ușoare lateralele, partea de sus și de jos a aluatului. Am presărat o bână de făină pe deasupra și am acoperit aluatul fie cu o folie alimentară, fie cu un prosop curat, lăsându-l să se odihnească pentru 15 minute. Odată sfertul de oră trecut, am început să rulez aluatul cu un făcăleț dat prin făină. Scopul este să obțin o foaie subțire de 40 pe 40 cm lungime și lățime. Foaia poate fi lipicioasă pe alocuri. Cel mai bine e să înfăinați făcălețul pentru a evita lipirea. E tentant să adăugăm mai multă făină peste aluat sau să îl mai lăsăm să se usuce, dar nu recomand, deoarece nu vom obține cel mai bun rezultat. Aluatul trebuie să se păstreze moale la acest moment și cu extra făină cât mai puțină. De aceea recomand să înfăinați mai degrabă făcălețul decât aluatul. Am terminat de întins aluatul la dimensiunea dorită. Am la îndemână și 240 de grame unt, 80% grăsime. Cu pensula moale am început să înlătur de pe suprafața aluatului excesul de făină. Mișcările trebuie să fie foarte ușoare pentru că aluatul e foarte subțire și fin. Nu vrem să riscăm să-l rupem. Următorul pas este să folosim o treime din cantitatea de unt, adică 80 de grame, pentru a unge două treimi din suprafața aluatului întins. Untul trebuie să fie foarte moale pentru a fi ușor de întins fără a rupe aluatul. Să vă spun un secret, eu dacă văd că o bucățică de unt e mai greu de întins, o iau între degete și o modelez ușor ca pe o plastelină, astfel untul va atinge foarte ușor temperatura ideală pentru a fi ușor de întins. Nu am observat când mi s-a terminat cardul de filmat, așa că nu vedeți când încep împăturirea. În esență, întâi voi aduce partea de aluat neunsă cu unt peste jumătate din suprafața aluatului unsă. Cu pensula moale înlăturăm făina în exces de pe treimea abia împăturită. Când ridicați aluatul de pe masă, să aveți la îndemână scraperul să desprindeți eventualele porțiuni mai lipicioase de suprafață. După ce am desprins toată treimea aluatului de suprafață, o aducem peste aluatul deja împăturit. Ce trebuie să fac acum este să schimb poziția aluatului pe orizontală cu 90 de grade. Pentru asta împăturesc capetele, înfăinez suprafața din jur bine pentru a evita cât mai multe lipiri. Cu un scraper am asigurat că aluatul nu e lipit de suprafață, după care l-am întors la 90 de grade, am întors la loc capetele împăturite anterior. Cu un făcăleț dat bine cu făină, am întins din nou aluatul să ajungă la dimensiunea de 40 pe 40 cm, după care vom proceda la o a doua împăturire, ceea ce ne oferă prilej să recapitulăm pe scurt pașii de urmat. În primul rând, cu o pensulă moale înlături de pe suprafața aluatului făina în exces. Următorul pas este ungerea a două treimi din suprafața aluatului cu 80 de grame de unt, marginea de circa 1-2 cm lăsați-o neunsă, pentru că atunci când rulăm aluatul împăturit, untul să nu iasă la capete. Cu un scraper trecut prin făină, desprinde blat porțiunea de aluat neuns cu unt și o așez peste jumătate din aluatul uns cu unt. Cu pensula, înlătur făina în exces înainte de a desprinde de suprafață și cealaltă treime, ajutându-mă cu un scraper dacă s-a lipit de masa de lucru și o aduc peste celelalte două treimi. La acest moment, trebuie să întorc aluatul la 90 de grade, așa că aduc capetele de sus și de jos unul peste altul, înfăinez masa de lucru, desprind cu scraper aluatul și îl întorc desfăcând apoi capetele la loc.
Practic, acum facem a treia și ultima rulare. De data asta urmărim să întindem aluatul într-un dreptunghi de 45 pe 53 de centimetri. De data asta lucrez scrupulos, măsor cu exactitate lungimea și lățimea, trasez linii drepte, după care înlătur excesul de aluat de la margini pentru a rezulta un dreptunghi perfect. Următorul pas este să întindem uniform restul de 80 de grame de unt pe toată suprafața aluatului. Având la îndemână peria și scraperul, rulez pornind de la latura de 45 de centimetri, deci latura mai mică. La început rulez mai strâns, pentru ca în mijlocul foietajului să nu rămână niciun pic de spațiu, după care rulez pe lungime, desprinzând cu scraperul eventuale porțiuni de aluat lipite de suprafața de lucru și înlăturând în același timp cu peria excesul de făină de pe aluat pe măsură ce acesta se rulează. Când aluatul e gata rulat, tai capetele cu un cuțit ascuțit, după care învelesc ruloul ermetic într-o folie alimentară și îl pun la rece la frigider pentru minim 2 ore. Eu am lăsat peste noapte. A doua zi ne pregătim pentru definitivarea tartelor. Pentru coacerea lor voi folosi o tavă de brioșe. Interiorul formelor le ung cu o peliculă subțire de ulei sau unt. Iată și foietajul nostru. Îl desfac din folie și cu ajutorul unei rigle măsur 12 bucăți de 12,5 cm. Ideea este că trebuie să adaptați bucățile la formele voastre de copt. Formele mele au 3 cm înălțime, deci tai bucățile cu jumătate de centimetru mai puțin. Voi trebuie să adaptați la înălțimea formei voastre și să tăiați cu câțiva milimetri mai puțin. Din această cauză, numărul de bucăți poate varia în funcție de formele folosite și va trebui să vă adaptați voi înșivă la ce aveți. Gemma Wilson, o cofetăreasă faimoasă din Londra, a cărei rețetă este aceasta pe care o preparăm noi astăzi, face dintr-un singur rulou 2 porții de tarte. Totuși ea nu a precizat dimensiunea formelor sale. Mie, măsurând în funcție de formele mele, mi-au ieșit fix 12 bucăți, adică o porție. Ultimul pas este să așezăm fiecare bucată de foietaj într-o formă de brioșă cu modelul spiralat în sus. Acum va trebui să lăsăm foietajul să se mai înmoaie, timp de care profităm pentru a prepara umplutura. Pentru cremă, vom amesteca în primul rând într-un bol metalic de preferință 40 de grame de făină cu 50 ml apă, amestecând cu un tel de tip pară până se omogenizează. Într-o oală am turnat 250 de ml de lapte, în care am turnat și o lingură de coajă uscată de portocale. Eu am pus-o dintr-un impuls de moment. Totuși, vouă vă recomand să nu puneți coaja de portocale acum, ci puțin mai târziu. Vă voi aminti eu când. Am pus laptele pe foc și l-am încălzit până la punctul de fierbere, moment în care l-a luat de pe foc și l-a înturdat peste amestecul de făină cu apă, adăugând treptat și amestecând până iasă o compoziție perfect omogenizată. Într-un vas metalic am înturdat 165 de ml de apă și 240 de grame de zahăr pudră, în care am ținut niște păstăi de vanilie, așadar este un zahăr aromatizat deja cu vanilie. Am mai adăugat și un baton de scorțișoară și, zic eu, tot aici ar merge mai bine coaja de portocală pe care am pus-o deja la lapte. Pus și sonda de la termometru de gătit în oală, pentru că va trebui luată de pe foc atunci când amestecul atinge 100 de grade Celsius. Lichidul tocmai a atins 100 de grade Celsius conform termometrului. Cot batonul de scorțișoară, iau oala de pe foc și o tond cu grijă peste amestecul de făină cu lapte, amestecând continuu. Am recomandat la început vasul de metal tocmai pentru că se pretează mai bine la un lichid fierbinte ca siropul de zahăr. Dacă totuși folosiți un vas de sticlă, puneți sub bol un suport metalic care să preia din căldura încinsă, evitând astfel spargerea vasului. Am lăsat amestecul să ajungă la o temperatură suportabilă. Am separat 6 ouă, pentru cremă ne trebuie doar gărbenușurile, pe care le amestecăm bine și le turnăm în amestecul răcorit, mixând continuu. Strecor amestecul prin sită. Ia uitați ce interesant arată crema noastră. Încă nu am nevoie de ea, așa că o acopăr cu o folie alimentară și o pun deoparte pentru mai târziu. Ne întoarcem la aluat.
Am aici un bol cu apă rece. Ca să modelez aluatul de tartă, înmoi vârfurile degetelor și cu degetele mari apăs în mijlocul foietajului până spre baza formei, după care măresc spațiul interior în foietaj, nivelând baza. Când aceasta este gata, cu arătătorul apăs marginile, foietajul începe să arate ca o mică ceașcă. Trebuie să lucrăm cu răbdare și să avem grijă să modelăm pereții de foietaj cât de cât de aceeași dimensiune, să nu subțiem prea tare pereții, căci se vor arde prea tare la copt, dar nici să nu-i lăsăm prea groși, căci va rămâne aluatul crud în interior. Formele noastre de tartă sunt gata. Ce rămâne acum de făcut este să turnăm în fiecare formă crema de vanilie cu ou, umplem circa 2/3 din formă, nu mai mult. Va crește în volum și va da în afară dacă punem prea mult. Vă scriam la începutul rețetei de umplutură că am folosit doar jumătate din cantitatea preparată. Chestiunea e că dimensiunile formelor de tartă fiind variabilă și necesară de cremă va fi diferit. Partea bună e că odată ce ați gătit aceste tarte, a doua oară vei ști exact necesarul atât pentru forma de tarte cât și pentru cremă. Gema recomandă pentru coacere o temperatură a cuptorului de 280 de grade Celsius, coacerea durând 10 minute. Cuptorul meu în niciun caz nu atinge astfel de temperaturi, așa că am încins cuptorul la maxim și am ținut tartele sub observație, încercând să-mi dau seama după aspectul lor rumenit când sunt gata. Ei bine, la mine a durat circa 30 de minute și tot nu am obținut acea crustă ușor arsă deasupra cremei, care e un fel de caracteristică a unei tarte pașteiș de nata, ca la mama ei acasă. Dar pur și simplu nu am o temperatură așa de mare. Eu zic că arată tare bine și așa, fără arsurile tradiționale. Ei bine, ce ziceți de tartele mele? Observați pe baza formelor modelul de spirală al foietajului. Forma e rumenă, crocantă, iar crema aromată și cremoasă. Mi-era teamă gustând-o că a ieșit o cremă prea dulce. Ei bine, în combinație cu forma de foietaj, rezultă un gust foarte echilibrat. Nu e deloc exagerat de dulce. Recomand să încercați rețeta. Veniți aici și o preparăm împreună. Mă bucur că am experimentat din nou împreună în bucătărie. Vă aștept și altă dată. Nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel, pentru ca onorata noastră gazdă, domnul YouTube, să vă anunțe ori de câte ori public ceva nou. Like și share dacă v-a plăcut rețeta. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye, bye!